farmacia dumneavoastră se ia cont, avans de la pacienți pentru anumite medicamente și apoi sunați și le spuneți că le-a venit medicamentul, că nu se eliberează bon fiscal, că dumneavoastră completați în locul pacienților anumite rețete. Sunt pacienți care poate nu văd, poate sunt bătrâni și atunci să-i pui să, de multe ori spun dânsii, vă rugăm frumos, nu văd, completați dumneavoastră, dar asta nu mai este, asta e doar la rețetele verzi. Deci pentru cele care sunt pe TAP, pentru psihotrope, pentru că rețeta electronică nu mai presupune acum să completeze nimic pacientul, nu? Noi cerem buletinul, dacă este pacient nou sau dacă este împuternicit, și atunci pacientul doar va semna că a primit medicamentele și că a fost informat de prețul acelor medicamente. Tot așa am primat să spune că asistenții de farmacie au semnat în locul dumneavoastră pe rețete. Când dumneavoastră ați figura în trei puncte, cel de la Andreașu și Nu, asistenții nu au semnat niciodată pe rețete. Eu și cu farmacistul care mă înlocuiește semnăm toate rețetele, pot să vă arăt acest lucru. Deci este numai acolo unde este farmacistul de serviciu sau farmacistul care a eliberat rețeta, este numai semnătura mea și uneori a colegului farmacist care mă înlocuiește. Și referitor la rețetele care sunt exemplificate în cel al doilea filmuleț cu TAB, pe oncologie cu morfina și pe psihiatrie. Aceste rețete, vorbesc în numele meu, nu vorbesc în numele nimănui, îți vine pacientul, da? Nu ai morfină momentan în farmacie, că nu ai cum să o ai. O aduci pe bază de comandă. Dar sunt rețete care se trag. Vă arăt și imprimanda. Aceste rețete se trag la sfârșitul lunii sau când facem rețetele ca să fie duse la casa de asigurări. Că poate în ziua respectivă te ocupi și de altceva în farmacie. Poate ai comenzi, poate... Și atunci nu ai timp să tragi efectiv, am eliberat rețeta pacientului de morfină și am și tras-o imediat. Noi de obicei le lăsăm aceste rețete care încă se mai trag, avem o imprimantă mică specială, le lăsăm la sfârșitul lunii. Că atunci ne ocupăm de toate rețetele și ne vine și nouă mai ușor. În cazul în care avem timp liber, se face și lucrul ăsta. Însă acest domn a filmat exact când rețeta nu era trasă. Asta este răutate. Deci, îmi pare rău. Deci, pe cineva, practic. Este, bănuiesc, pe un doi angajați care au lucrat la noi, timp primul, acum am înțeles că s-au căsătorit, primul a fost vreo 2 ani, din 2012, iar dânsa din 2013. Și-au plecat, și-au plecat de, prin acord comun în decembrie anul trecut. Și de când au început problemele? Problemele au început de anul trecut, cam din mai. A fost prima reclamație făcută. Care că eu mă cred Dumnezeu aici în farmacie și mă dobești că eu țip la pacienți, că eu dau pacienții afară, că mămicile cu copii la fel le dau afară pentru că nu am răbdare cu copiii mici și le spun să plece mai repede, că mă deranjează dacă, virgulă, copilul nu mai are răbdare și țipă, ceea ce este, nu este adevărat, puteți să întrebați. Și farmacist șef fiind, cum aș putea să-mi dau pacienții afară? Nu? Eu trebuie să vorbesc frumos cu pacientul, eu sunt în slujba pacientului. Și ce controle v-au venit până acum? Tot ce se poate veni. DSP, DSP, casa, ANM-ul. Și nu s-a găsit nimic, nu? Colegiul farmaciștilor, că mă uitat și nu s-a găsit nimic. Acum, adică aceste... sunt niște lucruri, sunt puse în așa fel încât să ne denigreze pe noi. Pentru că oricine vede acel filmuleț, da, zice, da, aceștia chiar sunt vinovați. Dar ce am făcut? Deci, noi am vrut efectiv să ajutăm pacienții. Am vrut să fim buni profesioniști, pentru că pentru asta am învățat. Și... eu nu am vrut
să-mi bați joc de nimeni, mai ales de pacienții care vin aici. Poate sunt pacienți care vin de la Focșani. Am pacienți care vin de la Focșani. Și atunci, eu cum să dau afară acel om care vine la mine în farmacie? Deci vă amintiți că cele două filmulețe de pe YouTube sunt făcute de aceeași... Sunt făcute de aceeași persoană. Toate aceste trei reclamații care ne-au fost făcute conțin aceleași sintagme, aceleași fraze. Au pozele personale din filmulețe, de unde sunt luate? Sunt luate de pe un calculator care este, o să vă arăt, în oficină. Este luna mea de miere. E din 2011, de la două luni după ce m-am măritat. Efectiv am uitat de ele. L-am avut pe un CD, acum nu mai știu ce am făcut CD-ul și am descărcat pe calculator. Da? Deci lucruri personale. Da, sunt lucrurile private, e viața mea privată care s-a făcut publică. Da. Referitor la dacă eu am pagină de Facebook, pot să vă arăt. Dacă vroiam să pun acele poze, puteam să le pun, dar am zis că nu se merită, că asta e viața mea privată. Am înțeles. Referitor la acuzațiile că vă duceți la Andreiașu, luați rețetele de la toți pacienții și apoi le duceți... Să știți că și la Andreiașu, dacă veți merge, sunt pacienți care au foarte multe sacoșele de catena. Și sunt și pe la Andreiașu, sunt pacienți care merg la Sensiblu, adică la alte farmacii în Focșani, care chiar nu vor să vină la noi. Nimeni nu este obligat să vină, nu am pus monopol, așa cum se spune acolo. Sunt foarte mulți pacienți care își iau rețeta de la medic, vin la noi, îi calculăm rețeta și spun bine, mulțumesc. Mă mai gândesc sau mă duc la Focșani, că am card la diferite farmacii din Focșani, fără nicio problemă. Ne-am spus nimănui dacă nu vii la mine în farmacie sau nu ți iei rețeta, nu te mai primesc și nu. Nu. Deci, practic, respingeți toate acuzațiile care vi se aduc la cele două filmulețe. Da. Dumneavoastră, ce cale legală ați urmat până acum? Până acum, noi am vorbit cu un avocat. Dar datorită faptului că aceste acuzații și aceste reclamații sunt de la o persoană sau mai multe persoane care au nume fictive și sunt false, nu putem să facem nimic. Vă dați seama că nu îmi place și nu am dorit să ajung în astfel de scandal. Nu sunt o persoană care să iasă în față sau să... Sunt un om ca toți oamenii la locul meu și mi-am văzut de treabă. Și dacă se va adeveri că persoana pe care o suspectați dumneavoastră este cea vinovată, ce cale veți lua? Vă veți acționa în instanță? Momentan nu știu ce să vă zic, vom vorbi cu avocatul nostru și avocatul împreună cu avocatul vom hotărâ. Da, Dumnezeu va face până la urmă lumină, sunt sigură. Ce caut eu să mă duc la Pictures, că eu sunt angajat, și după aceea să fur aceste poze? De ce? Pozele mele, da? Exact toate pozele pe care le-a pus el pe internet. De ce? Cu ce drept? Astea sunt pozele mele? Sunt poze private, da? E viața mea personală. Așa. Mesajul acela cu bonul fiscal, că arată și numărul dumneavoastră pe de telefon. Da. Mi-am cumpărat ceva, nu mai știu ce. Și am zis că o să pun după aceea banul eu și să ia bonul de acolo, că nu mai avea sens. Așa, haideți să vă arăt acum cu rețetele, că spune că nu... Îi pun pe ei să semneze mărturile. N-am stat astăzi să le semnez, că n-am avut timp. Poate o să stau după program și o să semnez rețetele, da? Ia uitați. Și vă le dau pe toate, pe toate, pe toate. Că sunt semnate numai de mine și aici este semnătura fiecărui pacient. Și acelea când v-a acuzat dumneavoastră să completa în locul lor, era pe vremea când erau rețetele electronice? Nu erau. Da? Când are timp un om să stea să completeze toată chestia asta? Pentru că dacă mai ai doi pacienți la rând, pleacă. Nu mai stau. Nu? Și atunci o completezi tu. Poate nu vede, poate... Deci, dar să știți că foarte mulți pacienți, completați dumneavoastră, că nu... Și resemnează. Uitați, sunt semnături. Uh-huh.
Ale pacientului? Ale pacientului. Așa, vedeți, acum este trasă. Am zis, nu mai lăsăm pentru sfârșitul lunii ca să tragem rețetele, ca să fim acuzați că nu știu ce facem. Separanda și venena. Există acest dulăpior de separanda și venena, dar am înțeles că nu trebuie să mai fie scris clar. Deci știe numai farmacistul. Ei, da? Uitați! Astea sunt, practic, psihotropele, nu? Psihotropele. Și sus? Și sus. Când avem rețetele de morfină. Rețetele de morfină. E un singur pacient care vine. Se eliberează. Pondurile, când vine pacientul și noi nu avem... Noi nu avem medicamentul pe stoc, da? Dacă pacientul este de acord, bineînțeles, îi se anunează acest bonuleț. Și noi ne păstrăm bonulețul, pentru că atunci când va veni pacientul, să știm despre ce e vorba, ce i s-a eliberat, ce mai are de primit. Și îl sunați în momentul în care primiți medicamentul respectiv? Da, îl sunăm. Și asta lasă un avans, bănuiesc, că în filmuleți apar și niște... Lasă un avans, dar sunt mulți care nu vor. Sau sunt mulți care, dacă stau, eu știu, pe la vârteșcoi, sunt mulți care nu vor să-și lase numărul de telefon. Să știți, nu e nicio problemă. Deci noi nu am făcut decât să fim în slujba pacientului. Muzica.